Salutare tuturor! Eu sunt Marian, iar el este... Matei! Iar astăzi vom învăța să desenăm un... Cățeluș! Un cățeluș! Pentru a putea desena, avem nevoie de o foaie de hârtie A4 sau mai mare, și mai mică și grasă, o cariocă sau în cazul vostru, un creion și o radieră ca să putem șterge în caz că greșim. Credit? Da! Hai să începem să facem. Prima oară vom face ochii. Desenăm un cer. Și acum încă un cer. Perfect! Încă un cer. Acum mai facem niște cercuri mici. Pe care ce facem cu ele? Le umplăm cu negru. Le umplăm. Bine că da, ochii mei ca plâng. Nu contează. Are lacrimi. Da. Înseamnă că e un cățeluș care plânge de fericire. Urmează sprâncenele. Trebuie să facem un cățeluș vesel, da? Super! Nasul. Facem ușor nasul. Ușor nasul. Ca un triunghi. Așa, cu vârful în jos. Acum arată ca o pasăre. Acum îi facem gurița. Facem o guriță veselă. Eu fac o guriță foarte. Uite cum arată așa. Uite cum arată așa. Hai să facem gurița. Ok. Nu uita să faci terminația guriței, da? Da, terminația. Așa. Acum să-i fac și o limba. Tu ai făcut limba. Tu ai făcut-o, da. Acum facem capul. Facem capul. Începem cu partea de sus. Așa. Și apoi cu partea de jos și lăsăm loc pentru urechiușe. Da, lăsăm loc pentru urechiușe ca să ne putem desena mai bine. Așa. Acum să facem ureche. Întâi urechea stângă. Urechea stângă și urechea dreaptă. Și urechea dreaptă. Poți să le faci un pic mai mare. Dacă faceți așa, puteți să faceți așa ca lucrurile. Ce urmează? Urmează lăbuțele. Lăbuțele. Am greșit un pic, tati, că vreau să fac așa. Nu este nicio problemă, putem șterge. Iar Facem peste. Ce rămâne de făcut? Să ștergem. Nu. Dar ce mai rămâne de făcut la crime? Ca să fie vesel și bucuros. Osul și coada. Mai întâi încetăm cu coada. Facem codița ridicată în sus. Iar acum facem osul. Facem un os. O
linie dreaptă și încă o linie dreaptă. Perfect. Și terminați-ne ca două inimioare. Inimioare. Cum arată unul? Arată foarte bine. Ție cum ți-a ieșit? Sunt foarte curios să văd o poză cu lucrarea ta în comentariile de mai jos. Pa, pa! Puneți poza! Pa, pa!